Roboții erau jucăriile preferate ale lui Mirel Bolboașă, portarul Petrolului. Când era mic, acesta se juca și avea grijă de ei. Iar acest lucru a reprezentat un semn. Atunci când a devenit fotbalist, a dorit să fie premiat de Dani Coman, poreclit Robocap, pe vremea când apăra. Era portar la prima echipă și vă dați seama, mi-am dorit din tot sufletul să-l văd, să simt, să văd cum vorbește, să văd ce are de zis. Dorința acestuia s-a îndeplinit, iar acum Bolboașă spune că singurul său gând este să nu mai aibă parte de accidentări. Colegul său, Nini Popescu, l-a făcut să se simtă copil din nou. La premiera juniorilor, seniorii Petrolului au comentat și menținerea pe banca tehnică a lui Mugurel Cornățeanu. Jucătorii au spus că, în mare măsură, promovarea va depinde de ei, nu doar de antrenor. Important pentru noi ceea ce facem pe teren, indiferent de numele antrenorului, important să îndeplinim obiectivul pentru că este bine pentru toată sufloarea petrolist. O decizie ok, important e la vară să fim pe primul loc și să promovăm în Liga 1. Ce trebuie să faceți diferența? În primul rând, toată lumea la Ploiești vrea atitudine, vrea să ne dăruim, vrea să mușcăm din adversar, după care golurile, spectacolul, dar asta vor să vadă oamenii la Ploiești, atitudine. Atitudinea este prioritară.